Guten Abend, Buona Sera, good evening. Welcome to the last reading session in this time of this festival here in Bucharest, the 9th edition of Odessa Festival. We'll finish it with two poetry readings from two poets from different generations in Romanian poetry, Dan Sociu and Nikita Danilov. Nikita Danilov had also his lecture also yesterday evening, so you could hear something from his poetry. Dan Sociu is the younger one, and so we will begin with him. I will continue a little bit in English, then we switch into Romanian and German. Dan Sociu is born in Botoșan, in the Moldovan regional capital, in the far northeast of Romania in 1978. He studied political science, philosophy, Romanian and Slavonic studies at Alexandru Ioan Cuza University in Iași. He then worked there as a publisher's reader and since 2005 has been working as an editor for the Bucharest Publishing House. So he published a lot of books of poetry, prose, novels, and is considered as being one of the most important poets and writers of his generation in Romania. They used to look at the poets, the writers, in a generational way. So he is called the most important poet of the 2000 generation. Românii știu asta, nu trebuie să explic că poeții, scriitorii în România sunt priviți ca reprezentanța al unei generații care se denumește după un deceniu. Au fost 80-iști cu Mircea Cătrescu și generația lui sunt 2000-iști și Dan Sociu e considerat ca unul dintre cei mai importanți, dacă nu chiar cel mai important poet și scriitor al acestei generații. Și poate o să mai vorbim și după lectură despre asta, dacă e nevoie, dacă nu, nu. Auf Deutsch muss ich das jetzt, glaube ich, auch nicht mehr wiederholen. Ich aș propune, pur și simplu, să încep, dar să ne spui întâi ce fel de poeme sunt. Sunt poeme publicate? Din ce vreme, din ce parte a operei tale poetice sunt? Și vei citi în română și în engleză. Also, ich fragte ihn, ob er möge uns doch bitte mitteilen, aus welcher Zeit diese Gedichte stammen, ob das neue, veröffentlichte, unveröffentlichte sind. Und er wird sie anschließend auf Rumänisch und auf Englisch lesen. Und seine Übersetzerin ist hier im Raum auch. Bună seara. O să citesc mai întâi două poeme din ultima mea carte de poezie, se cheamă Cum reușești viața mea, asta a apărut la Polirom, chiar luna cu două luni. Citesc mai întâi un fragment dintr-un poem foarte lung, care se cheamă Huruiala și care e împărțit în șapte părți. Și, textele sunt traduse de Monica Cure, chiar azi a făcut traducere la poemul de aici. Îi mulțumesc. Și, na. Am văzut bănuțul strălucitor pe autostradă. Gloria lui era numai acolo în praf, zgâriat și lustruit de camioane. Dacă îl ridicam, nu-l mai primea nimeni așa, cu trăsăturile imprimate de oameni, șterse de mașini. Simt că nimic nu e real de la o vreme. Și eu, a zis entuziasmată, și mi-e greață în creier de atâta irealitate, a mai spus trist, aproape furios, dar pe ce și pe cine?
Și mie m-a completat întristată în verdele ochilor de pietricică prea prețioasă. Am în pod un sac vechi cu cizme de piele până la genunchi, îl vrei? Mă punea mama să-i le trag seara din picioare când venea de la școală. La oboseala asta e bună obscenitatea, nu înțelegerea sufletească. O femeie crede că-s neserios, un bărbat mă știe de o seriozitate vagă înspăimântătoare. Adevărul e că în tinerețe râdeam des, deși mâncam numai cartofi, și noaptea scrâșneam din dinți până mi s-au tocit 13 și n-am mai râs să-mi ascund găurile, i-am pus la loc din porțelan, dar am rămas cu obiceiul hohotelor cu buzele strânse. Am învățat târziu ceva ce copiii de preoți află de mici cu amărăciune când tatăl îi lasă în afara ceremoniei, cum și pe tatăl lor tatăl. Și dacă stai cu minte și sfânt ca o icoană, nu ești neapărat sărutat. Foșnetul fustei tale albe era zgomot roz, fustă de nevastă, că aș tot fi văzut-o pe tine, aș fi auzit-o cum foșnește ușor prin casă, ca o Biblie din hârtie de orez, frunzărită noaptea înainte de somn, lângă caloriferul fierbinte, nu pentru lamentarea lui Ieremia, pentru foșnet. Omul își face planuri în inima sa și le comentează, dar când vine furtuna și scutură frunzișul, tace și ascultă, golit. I saw the shiny coin on the highway. It was glorious only there in the dust, scratched and polished by trucks. If I picked it up, no one would accept it like that, with the features printed by people, erased by cars. I've been feeling nothing's real for a while now. Me too, she said, thrilled, and my brain is nauseated by all the unreality, I added, sad, almost furious. But at what and who? Me too, she finished for me, with sadness in the green of her eyes, like a priceless stone. In my attic, I have an old bag of knee-high leather boots. Do you want it? Evenings, I'd get off mom's boots for her when she came home from school. When you're this tired, obscenity helps, not spiritual understanding. A woman thinks I'm never serious. A man finds my seriousness vaguely terrifying. The truth is that when I was young, I laughed often, though I ate only potatoes, and at night I ground my teeth until 13 were worn flat. And I stopped laughing to hide the holes. I replaced them in porcelain, but was left with the habit of cracking up with my lips shut. I learned late something that the children of priests learn young with bitterness when their father keeps them out of the ceremony, as their father does them. And if you sit as still and holy as an icon, you aren't necessarily kissed. The rustling of your white skirt was a pink sound, a wife's skirt, because I would keep seeing it on you, hearing it lightly rustle through the house like a Bible with rice paper pages, lift through at night before sleep, next to the radiator hot, not for the lamentations of Jeremiah, but for the rustling. Man makes plans in his heart and talks about them, but when the storm comes and shakes the leaves, he stops and listens, emptied. Și mai citesc. În primele 3 zile am auzit-o pe mama cum mă strigă ca de după un vânt ce îi bătea împotrivă. Dar ce faci? M-a întrebat, nervoasă că n-o bag în seamă, că nici n-o văd. Și a doua zi m-a strigat pe nume, disperată, ca de undeva mai departe, de pe celălalt trotuar. Și în a patra dimineață am visat un cântec, îl cânta o femeie cu voce crăpată, ca după ce ai urlat mult și te-ai liniștit. Zicea, cum reușești viața mea să prinzi aripe când credeam că nu se mai putea? Am simțit ușurarea, era soare și când am dus gunoiul, resturi de lângă patul unde bolise înainte să o duc de tot la spital, am găsit pene colorate în zăpadă. In the first three days, I heard my mother calling me as from behind wind.
"What are you doing?" she asked me, upset that I was ignoring her and didn't even see her. And the next day she yelled my name desperately, as if from somewhere farther away, from the opposite sidewalk. And on the fourth morning, I dreamed a song. It was sung by a woman whose voice was cracked, like after you've been howling and have calmed down. It went, "How is it? How is it, my life, that you spread your wings when I no longer thought it was possible?" I felt relief. The sun was out. And when I took out the garbage, the trash next to the bed she lay in before I brought her to the hospital for good, I found colored feathers in the snow. Merci. Dan Sociu, în cartea ta, Combinația, ești citat cu o mică propoziție în care spui: dacă în poezie am renunțat la autobiografic, trecând la ceea ce numesc post-confesiv, o să mut autobiografiile fantasmatice în proză. Mm. Aici am auzit două poeme care nu par a fi tu, da, abandonat ceea ce ai anunțat aici. Ori sunt ele, fac parte de poezia asta post-confesivă, sau ori te-ai reîntors undeva? Da, cum spunea Bachtin, scriitorii nu trebuie crezuți când vorbesc în jurul literaturii, adică ori. Ich übersetze das erstmal ins Deutsche, was ich ihn gefragt habe. Wenn ich in der Poesie auf das Autobiografische verzichtet hat und hab und zu dem, was man postkonfessiv nennt, also dann werde ich meine Autobiografien, meine phantasmatischen Autobiografien in Prosa verschieben, in die Prosa hinein verschieben. Und er hat jetzt zwei Gedichte gelesen, die mir sehr autobiografisch vorkommen. Es kommt die Mutter vor, es kommt die Kindheit vor, es kommen Verhaltensweisen und Konflikte aus dieser Zeit vor. Und wie es sich damit verhält, wenn es jetzt nicht mehr um das Autobiografische in der Poesie geht. Und er sagt, wie Bachtin sagte, in Poesie, cum ai spus, citatul din Bachtin, să nu crezi ce scrie. În afară de ce scrie în literatură. Da. Dar explicația e mai banală, de fapt, că, sau, nu știu, aveam probleme cu oamenii din jurul meu, pentru că scriam autobiografic și îi puneam acolo și atunci am promis acolo că nu mai scriu autobiografic. Aha. Dar nu în direcția mamei, ci în direcția colegilor de generație. Da, sau, tot felul de... Ca da, să nu iei, da, bătaie. Da. man solle doch nicht auf das hören, was die Dichter sagen, sondern auf das, was sie schreiben. Also er kündigt an, nicht mehr autobiografisch zu schreiben. Anunță că nu mai scrie autobiografic, dar o face și cere să nu fie luat prea în serios. Și cu proza cum e? În ultima carte care a apărut la Polirom acum, la Gunoi se cheamă, e efortul meu e să fiu total, absolut, total autobiografic, adică să fiu factual, deși ceea ce se întâmplă acolo, multe povești par neverosimile sau, mă rog, dar asta e, am pățit ca Petrică și Lupu, că am tot scris ficțiuni, până când am scris ceva autobiografic neverosimil, nu mă crede lumea. Adică, nu. Also in der Prosa hat er versucht, in seinen letzten Prosa-Büchern besonders autobiografisch zu sein, er selbst zu sein, aber es klingt alles so unwahrscheinlich, dass ihm das wieder niemand glauben wird. Und während er früher, als er Fiktion geschrieben hat, vieles davon ihm zurückübersetzt wurde ins Biografische. Gut, das ist das Spiel, dem man offenbar auch nie entkommt. Aș propune să mai
citești două, trei poeme. Da, ok. Că mai avem ceva timp. O să citesc un poem mai vechi, mai lung și mai lung, tradus tot de Monica Cure. E cumva în tradiția locului din care vin, a romantismului, ultimul romantism german, prin, reprezentat de Eminescu, care s-a născut de unde sunt eu, și care cumva pentru mine, dincolo de ce scriu, ca să mă acordez la prezent, la discursul prezent, e cea mai apropiată formă, de fapt. Cea mai, da, doar că e foarte veche. Ca... Stai numai să... Da. ...puțin pe nemțește. Es wird, er wird jetzt ein älteres Gedicht lesen, ein längeres älteres Gedicht, das mit seiner Herkunftsregion zu tun hat, Botoșan. Da stammt auch der große rumänische Dichter Mihai Eminescu her, der sozusagen von der deutschen Spätromantik geprägt die rumänische Poesie des 19. Jahrhunderts überstrahlt hat, also der große Klassiker der rumänischen Dichtung, allerdings natürlich in einer ganz heutigen Diktion. Poftim. Venisem din lumea secretă, nicio îmbrățișare. Fusesem în suferință, în suferință, în lumină, de unde am fost trimis înapoi pe lume, în vechiul vis, unde totul era acum altfel, deși era cumva la fel, deși era altceva sau eu eram altcineva, și pluteam. Eram vegetarian și pur ca un înger și întristat de ce-mi fusese dat înapoi și ce-mi fusese luat. Stăteam într-un subsol și eram îndrăgostit de o pisică cu ochi albaștri, i-am povestit la o amică și am văzut pe ochii ei că era teamă. Lumea în care eu simțeam morții și iubeam profund pisici, o înfricoșa. Lumea mea era făcută din altceva, trei sferturi moarte, un sfert resturi dureroase din lumea trecută. Dar amica mea mă iubea ca o soră, nu m-a lăsat să o iubesc, cum credeau eu că aș mai putea face, dar ar fi fost nefiresc, corpul meu era în altă parte, în moarte. Și semne, peste tot semne și înțelesuri. Și vântul șuiera la metrou atât de tare uneori, șuiera în afara mea, și frate mi-a trecut de două ori pe lângă mine fără să mă recunoască. Ea m-a găsit în subsol în februarie, m-a mușcat pe saltea lângă soba cu flăcări fără căldură și frig, până am ieșit din avare, până am început să simt cât de departe era când mă mușca, dinții ei păreau să nu mă atingă, o simțeam atât de aproape și fierbinte, dar ca pe un foc ce nu încetează să se stingă. Aș fi vrut să ridic brațele ca un bebeluș spre ea, nu puteam să fac nimic și mă mușca. Mi-a lăsat urme o săptămână, săptămâna în care m-a prins de mână deasupra golului și m-a tras. Am început să nu mai pot nimic fără ea, am început să mănânc carne cu poftă de animal, am început să-i mănânc carnea, era toată carne și magie neagră și plecase mai demult din lume decât mine, pe când era o copilă care se juca în curte cu rațele și bunica ei, schizoparanoidă, credea că i-au putrezit mațele și a murit, sau ce cred oamenii care au nebunit. Mințile noastre erau conectate numai prin trup, nu și prin minte, abia puteam schimba unul cu altul două cuvinte, dar vedeam împreună lumina pe un zid primăvara sau simțeam schimbările de lună și ne tulburau. Mărșăluiam pe bulevarde până seara târziu și ea era cățărătoare pe munți și îmi făcea mușchi la picioare, mă făcea bărbat, adora bărbatul de mine, voia să-l vadă înviat. Mă speriam, ascundeam în parc printre păpădiile argintate de soare și meditam să nu mă mai gândesc la ea, picioarele în lotus, privirea pierdută pe lac și absența ei amenințătoare făcea cercuri în apă. Mă luptam cu javrele lângă mănăstire, îi povesteam și mă săruta absentă pe frunte, mă rugam, ce disperat mă rugam în camera cealaltă, când ne certam și simțeam că ar fi vrut să plece. În mintea mea,
textul ăsta e mult mai, cu mai mult patos, dar eu nu am talent de actor. E foarte, foarte... Dar să știi că patosul e scris, se da, aude. Da. Nu trebuie tu să-l da, montezi, da. Să-l articulezi, pentru că e prezent. Da. Normal ar fi trebuit să umblu pe aici în picioare. Și să... Nu. Bine că nu. Da. Nu e bun. Er sagte, er habe den Eindruck gehabt, dieser Text sei sehr viel pathetischer, als er ihm jetzt vorkommt. Und ich habe ihn beruhigt und gesagt, dass das Pathos ist in den Text reingeschrieben. Das ist vorhanden, wir hören das. Er meinte, er hätte hier auf und ab laufen müssen und das auch noch sozusagen vorführen müssen. Das muss nicht sein. I had come from the world of the dead in February, and I lived with dead only in secret communication, no embraces. I had been in anguish, in the light from where I had been sent back into the world. I went into the old dream where everything was different now, though somehow the same, though other, or I was someone else. And I floated. I was a vegetarian and pure as an angel and saddened by what had been returned to me and what had been taken. I lived in a basement and was in love with a cat with blue eyes. I told a friend that, and I saw in her eyes she was afraid. The world in which I sensed the dead and deeply loved cats terrified her. My world was made of something else, three quarters death and a quarter painful remains of the former world. But my friend loved me like a sister. She wouldn't let me love her as I thought I still could, but it wouldn't have been natural. No, it would have been unnatural. My body was somewhere else instead, among the dead, and signs everywhere and meanings. And the wind whistled in the subway so loudly that sometimes it whistled beyond my hearing, and my brother passed by me twice without recognizing me. She found me in the basement in February. She beat me on the mattress near the stove with flames neither hot nor cold until I was out of danger, until I could feel again. How far away I was when she beat me. Her teeth seemed not to touch me. I felt her so close and warm, but like a fire that never stops going out. I would have wanted to lift my arms to her like a baby, but couldn't do anything. She kept beating me. The marks lasted a week. That week she grabbed my hand above the void and pulled me. I began to be unable to be without her. I began eating meat as ravenously as a beast. I began eating her flesh. She was all flesh and black magic, and she had left the world long before me, back when she was a child playing with ducks in her yard, and her paranoid schizo grandma believes her guts had grown hard and she was no longer alive, or whatever people who go crazy believe. Our minds were connected only through the body, not through the mind, too. We could hardly exchange a word or two, but together we'd see the light on a wall in spring, feel the changes of the moon, and they disturbed us. We'd march down boulevards until late at night, and she was a mountain climber, and she made my legs muscular. She made me a man. She adored the man in me. She wanted to see him resurrected. She scared me. I'd hide in the park among the dandelions silvered by the sun and meditate so as not to think of her. In lotus pose, gaze lost in the lake, and her threatening absence made circles on the water. I'd fight the stray dogs near the abbey. I'd tell her, and she'd kiss my forehead absently. I'd pray, how desperately I'd pray in the other room after we'd fight, and I'd feel she wanted to live. So, now Nikita Danilov
He was presented also yesterday evening and wrote some poems. So I don't know for these, which were not here yesterday evening. Maybe I tell some words about you in Romanian. Yeah, he published just in these days a book anthology of his poetry, translated by Jan Konefke, a German poet living also in Bucharest sometimes, most time of the year. They know each other. Când v-ați cunoscut? Vă știți de mai mult? Să spun? Da. Discutam ieri sau alalt ieri cu decului sau chiar cu soțul. Da. Și spuneam că Dumnezeu nu joacă zaruri. Also wie Einstein seine sagt, guck mal, spus Einstein pe vreme, hat er neulich in einem Gespräch, wahrscheinlich mit Dan Sociu, gestern Abend gesagt, Gott würfelt nicht. Dumnezeu nu joacă, dar noi jucăm zaruri. Și de multe ori jucăm pe soarta noastră. Wir aber würfeln und wir würfeln meistens, um unser Schicksal. Nu întotdeauna câștigăm, mai mult pierdem. Und wir gewinnen nicht immer, meistens verlieren wir. Dar Dumnezeu din când în când intervine și ridică mâna deasupra noastră și face în așa fel ca zarurile să fie câștigătoare, să fie faste. Aber manchmal erhebt Gott seine Hand über uns und beeinflusst das Würfelspiel in die Richtung, dass es für uns günstig ausgeht. Așa s-a întâmplat cu Jan Konefke. Cu Jan Konefke și cu această carte. So ist es eben mit Jan Konefke und mit diesem Buch geschehen. Eu nu ne cunoșteam. Și el a încercat de câteva ori să ia legătura cu mine și n-a reușit prin e-mail, s-a dus în spam. Wir kannten uns nicht, er hat es mehrfach versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen, was ihm nicht gelungen ist, weil das immer im Spam-Ordner gelandet ist. A intervenit Gabriela Dameșteanu și am reușit să avem contact. Und dann hat sich Gabriela Ademesternu eingemischt und hat dafür geführt, dazu geführt, dass sie in Kontakt geraten sind. Și Jan făcuse deja colecția, Jan avea propunerea ce vrea. Jan a tradus câteva poezii pentru un cotidian german, a și publicat acolo și pentru niște reviste, un ziar mare de la Berlin. Jan hatte einige dieser Gedichte übersetzt für Zeitschriften, wie man das so tut, wenn man in so einem Projekt ist. Le luase cumva de pe net. După aia eu i-am trimis mai multe poezii și el a tradus, a și găsit editură și ne-am întâlnit anul trecut la București. A fost o seară minunată. Tot anul trecut a apărut și volumul. Intervin așa, mai scurtați. Dar am zis că Dumnezeu intervine, de ce? Eu, în fond, ieri am vorbit doar despre originea mea, care este slavă, rus dirit, vechi. Dar eu am trăit în Bucovina. Și Bucovina are un spirit profund german. A avut. La noi, deci, lângă satul nostru, tot la un kilometru, au fost foarte mulți nemți, au plecat imediat după război, au fost polonezi. Deci e o enclavă. Eu sunt născut nu departe de Cernăuți. Mm-hmm.
Also es gibt noch etwas, er hat gestern Abend über seine altrussische Herkunft, also seiner Familie, seiner Verwandtschaft, einer ganzen Volksgruppe erzählt. Für ihn ist auch wichtig, dass er in der Südbukowina geboren ist, nein, in der Bukowina geboren ist. Das Dorf, aus dem er stammt, liegt in der Nähe von Czernowitz. Da? Dar nu te-a născut acolo, ci te-a născut deja în România, deci în Bucovina de Sud te-a născut. Părinții vin din zona aceea. Mama era also, din... Die Eltern kommen aus der Gegend von Czernowitz. Er ist schon in der Südbukowina, natürlich nach 45 geboren. Granița a picat între satul de unde era mama și satul unde era tatăl. Astea sunt und grand. Weil die Bukowina eben auch durch die deutsche Kultur geprägt ist, ist es ihm ganz besonders wichtig, dass man ihn jetzt auch auf Deutsch lesen kann. Vreau să adaug aici, așa m-am lungit, că de aceea eu cred că poezia mea tradusă de Jan Konefke sună mult mai bine în germană decât am scris-o eu în română. Tu ai fost la Nora. Am fost. Ok. Te-a infectat. Nu. Nu. Asta am gândit okay. Întotdeauna. Er meint, die von Jan Konefke ins Deutsche übersetzten Gedichte klingen besser als seine eigenen auf Rumänisch. Aber er wird sich vom Gegenteil überzeugen lassen. Ich werde sie ja gleich auf Deutsch vorlesen. Da kann er merken, dass sie nicht so gut klingen. Okay. Am spus că am să te conving de contrariu, că le citesc eu și nu mai sună atât de bine. Sehr charmant von dir, Ernest, muss ich sagen. Noah Yoga hat gesagt vor zwei Stunden, deine Übersetzungen sind besser als meine eigenen Gedichte. Und das ist wirklich schön. Ja, das ist natürlich, jeder ist glücklich, wenn er ordentlich übersetzt ist. Und dann, ich würde das auch einem anständigen französischen Übersetzer sagen, wenn er meine Texte übersetzt. Das ist, ist so. Gelogen sein oder auch nicht. Ja. E foarte normal dacă se traduce în nemțește, fără spirit nemțesc. În cele de limba română. Păi, tot, vezi, cum a fost, suntem aici, da, cum a fost și la el, după Eminescu l-a importat. Păi da. Und wenn es tatsächlich, dann Sochi hat das durchaus, wie ich finde, richtig ergänzt, bei ihm kommt das auch vor. Eminescu, wenn er sich auf den stützt, ist im Grunde klingt wie ein deutscher Spätromantiker. Und das. Okay. Citește. Aha, începem deci. Okay, da. Te rog. Invocație. Tată al micilor și tată al marilor lucruri, tată ce hohotești sub pământ și tată ce râzi în ceruri, tată al focului și tată al apei, tată al norilor și tată al vântului, tată al răsăritului și tată al apusului, Tată al luminii și tată al întunericului, tată de dedesubt și tată de deasupra, tată al nimicului și tată al totului, singuri în fața nopții, cumplit de singuri, nici nu ne naștem, nici nu murim. Anrufung. Vater der kleinen und Vater der großen Dinge. Vater, was schluchzt du laut unter der Erde? Und Vater, was lachst du im Himmel?
Vater des Überall und Vater des Nirgendwo, Vater des Feuers und Vater des Wassers, Vater der Wolken und Vater des Winds, Vater des Orients und Vater des Okzidents, Vater des Lichts und Vater der Finsternis, Vater des Darunter und Vater des Darüber, Vater des Nichts und Vater von allem. Allein im Angesicht der Nacht, entsetzlich allein, werden wir weder geboren noch sterben wir. Odată cu timpul și apa, odată cu timpul și apa, toate se vor scurge într-una. Mâna mea și mâna ta și toate mâinile noastre se vor scurge într-una singură, atotputernică. Glasul meu și glasul tău și toate glasurile noastre se vor scurge într-un singur glas, a toate știutor. Inima mea și inima ta și toate inimile noastre se vor scurge într-o singură inimă, a toate iubitoare. Ochiul meu și ochiul tău și toți ochii noștri se vor scurge într-un singur ochi, a toate văzător. Și atunci nu va mai fi decât o singură mână, un singur glas, o singură inimă și un singur ochi și un singur creier care își va întinde toate brațele sale, toate privirile și toate gândurile sale ca un păianjen uriaș pretutindeni. Și în afara lui nu va mai fi decât pacea eternă. Irgendwann mit der Zeit und dem Wasser. Irgendwann mit der Zeit und dem Wasser wird alles zu einem verfließen. Meine Hand, deine Hand, alle unsere Hände zu einer einzigen Hand, die allmächtig ist. Meine Stimme und deine Stimme, alle unsere Stimmen zu einer einzigen Stimme, die allwissend ist. Mein Herz und dein Herz, alle unsere Herzen zu einem einzigen Herz, das allliebend ist. Mein Auge, dein Auge, alle unsere Augen verfließen zu einem allsehenden Auge. Und dann wird es nichts anderes geben als eine einzige Hand, eine einzige Stimme, ein einziges Herz, ein einziges Auge, ein einziges Hirn, das sich mit all seinen Armen ausbreiten wird, mit all seinen Blicken und seinen Gedanken, wie eine riesige Spinne allüberall. Und außerhalb seiner wird es nichts anderes geben als ewigen Frieden. Ore, mâna mea mi-o întind peste lucruri, cu degetele mele închid pleoapele fiecărui lucru bolnav. Mă înalț din întuneric și în propriile mele adâncim pier. Sunt cel care sunt, pașii mei nu lasă urme pe drum. Nici o oglindă nu păstrează imaginea mea. Sunt cel care sunt. Seara mă las ca un cer iluminat de tristețe. Noaptea mă las dus de valuri spre mine ca spre un ultim țărm. Nu intru pe nicio ușă, în nicio casă nu vin, în nici un suflet nu mă cobor. Nicăieri nu mă aflu, nici în lăuntrul meu nu mă regăsesc. Aici eu am. Sunt tristețea cea mai vastă, cel mai dureros extaz. Bucuria ce crește din mine nu va ajunge niciodată la cer. Cu disperare mă revărs, țâșnesc din sinea mea
spre lucrurile îngrozite de, din jur, dar pretutindeni sunt eu. De sete nori crapă pe cer. Închid ochii și în fața ta tot mai gol mă trezesc. Ia și du-mă din tine afară în plin vânt. Stunde. Meine flache Hand über den Dingen, mit meinen Fingern schließe ich jedem kranken Ding die Lider. Ich erhebe mich aus dem Dunkel und gehe in meinen eigenen Tiefen zugrunde. Ich bin, der ich bin. Von meinen Schritten bleibt nichts auf dem Weg zurück, kein einziger Spiegel, der meine Erscheinung bewahrt. Ich bin, der ich bin. Am Abend fühle ich mich wie ein von Schwermut erleuchteter Himmel. Nachts lasse ich mich von den Wellen treiben, zu mir so, als sei es ein letztes Ufer. Ich gehe durch keine Tür, betrete kein Haus, steige in keine Seele hinab. Nirgendwo bin ich, noch finde ich mich in mir selbst wieder. Ich bin unermessliche Traurigkeit, die schmerzhafteste der Ekstasen. Die Freude, die aus mir herauswächst, reicht niemals zum Himmel. Verzweifelt ergieße ich mich, sprudelt es aus mir auf die erschaudernden Dinge um mich herum. Doch auf allen Seiten bin ich. Es bersten die Wolken am Himmel vor Durst. Ich schließe die Augen und wache vor dir immer nackter auf. Nimm mich und führe mich aus dir heraus in brausenden Wind. Țărm, un curgubeu de clopă de seara, își spală renele în râu, curge o roșie apă, curge o roșie apă, din spre am fost, spre am să fiu. Un curgubeu de clopă de seara, îți picură dangăte regi pe obraz, curge o limpede apă, curge o limpede apă din spre ieri, spre azi. Pregătește-te, suflete, ah, pregătește-te. E târziu, e foarte târziu. Curcubeul de clopote, curcubeul de clopote a băut tot sângele nostru, toată liniștea noastră din râu. Un curcubeu de clopote seara își lipește tălpile albe de geam, curge o tulbure apă, curge o tulbure apă, din spre am fost, spre eram. Ufer. Ein Regenbogen aus Glocken. Der Abend wäscht seine Wunden im Fluss, es rinnt rotes Wasser, es rinnt rotes Wasser. Von ich bin gewesen zu ich werde sein. Ein Regenbogen aus Glocken, der Abend tropft dir kalten Klang auf die Wange, es rinnt klares Wasser, es rinnt klares Wasser, von gestern nach heute. Seele, bereite dich vor, es ist spät, ach, schon spät. Der Regenbogen aus Glocken, der Regenbogen aus Glocken trank all unser Blut aus dem Fluss, all unseren Frieden. Ein Regenbogen aus Glocken, der Abend schmiegt seine bleichen Sohlen ans Fenster, es rinnt drübers Wasser, es rinnt drübers Wasser, von gewesen bin ich zu ich war. Numele casei tale, melancolie. Numele îl port deasupra mea, cum o casă acoperișul, zid înalt acoperit de edere. De ploi nu mă apără, de vânt nu mă ocrotește. Noaptea îmi las mâinile să atârne în gol, prin pereții de sticlă ai casei și picioarele abumbrite de lună mi le scot ca pe niște cornițe
de melc prin lucarnă, cu urechea lipită de vrălanul de dinspre partea de răsărit a casei, în singurătatea mea ascult cum pe cerul gol se tânguie vidul. Manechinele despuiate de pe străzi și oamenii cu fața răvășită de somn mă întreabă: câți bani ai îngropat la temelia casei tale? La temelia casei mele am îngropat 4 zaruri. Unul l-a răsărit, unul l-a pus, unul la miezul zi, altul la miezul noapte. Noaptea, prin somn, aud cum le rostogolește vântul. Der Name deines Hauses, Melancholie. Ich trage den Namen wie ein Haus, das Dach trägt. Hohe, efeubewachsene Mauer. Vor Regen beschirmt es mich nicht, es beschirmt mich auch nicht vor der Kälte. Nachts lasse ich die Hände ins Leere baumeln, durch die gläsernen Wände des Hauses und strecke die vom Mond beschatteten Füße wie Schneckenfühler durchs Dachfenster aus. Mit dem Ohr an der Dachrinne höre ich in meiner Einsamkeit, wie von der östlichen Seite des Hauses her am leeren Himmel das Vakuum jammert. Nackte Schaufensterpuppen auf der Straße und Leute mit vom Schlaf zerwühlten Gesichtern fragen mich: wie viel Geld hast du vergraben unter dem Grund deines Hauses? Unter dem Grund meines Hauses habe ich 4 Würfel vergraben, einen gegen Sonnenaufgang, einen gegen Sonnenuntergang, einen gegen Mittag, einen gegen Mitternacht. Und nachts durch den Traum höre ich, wie so der Wind hin und her rollt. Deasupra lucrurilor, nu-mi veți vedea fața, căci fața mea e mult prea în fața voastră. Binele și răul, partea și întregul, lumina și întunericul, și acest drum nesfârșit ce se sfârșește în toate. Nu-mi veți vedea fața și umbra, nu veți simți, căci umbra mea e permanent în umbra voastră. Binele și răul, partea și întregul, lumina și întunericul, și acest drum nesfârșit ce se sfârșește în toate. Über die Dinge. Mein Gesicht werdet ihr nicht sehen, denn es ist eurem Gesicht zu nah. Das Gute, das Böse, der Teil und das Ganze, das Licht und die Finsternis und dieser unendliche Weg, der in allem ans Ende kommt. Mein Gesicht werdet ihr nicht sehen und meinen Schatten nicht spüren, denn mein Schatten bleibt immer in eurem. Das Gute, das Böse, der Teil und das Ganze, das Licht und die Finsternis und dieser unendliche Weg, der in allem ans Ende kommt. Și drum, calc pe propriile mele urme. Pe măsură ce merg, mă îndepărtez de cel ce am fost și de cel ce sunt, care se desprind din mine, alcătuind un șir nesfârșit de trupuri ce se rostogolesc pe asfalt. Calc mereu pe propriile mele urme, ce se învârt ca niște ceasornice în gol, mergând, caut să ajung într-un punct, dar punctul migrează mereu, alergând pe o tablă de șah, iar eu intru și ies din mine însumi și din mulțime de trupuri care sunt și au fost.
Merg pe drum, mă învârt, încerc, casele se învârt și ele, fugind ca niște animale speriate pe străzi, încercând să se ascundă în găurile apărute în asfalt ca niște vizuini, mergând las în urmă drumul și tot ce e de lăsat. Privesc umbrele trecătorilor ce se îndepărtează mereu de clipa care trece. Iau clipile în căuș și le strecor printre degetele mele firave, oprindu-le în loc, opresc trecerea. Opresc tot ce mișcându-se poate fi oprit. Opresc atomii, opresc norii, luna, opresc soarele ce se perindă pe cer, opresc drumul și încerc să revin acolo de unde am plecat. Opresc și trecătorii, opresc și mașinile, opresc și pietrele kilometrice înșirate de o parte și de alta a drumului. Mă adăpostesc obosit la umbra lor. Acum eu sunt cel ce nu mai sunt, cei ce am fost și nu mai este. Mă scald de două ori în apele aceluiași râu și râul pleacă odată cu mine, târându-și după el undele năbădite de somn, fără să arunce o privire înapoi. Mă întind în albia lui, sunt tot una cu el, cu pietrele și cu undele ce aleargă una după alta, încercând să se oprească în loc. Sunt locul și timpul ce curge, revărsându-se din albea lui. Sunt clipele pe care le strecor în palmă, la lumina lunii, încercând să se par odată și încă o dată, mereu, lumină de întuneric și binele de rău. Weg. Ich trete in meine eigenen Spuren. Je länger ich gehe, entferne ich mich umso mehr von dem, was ich war und von dem, was ich bin, das sich von mir abtrennt und aus einer endlosen Reihe von Körpern besteht, die nackt sind und auf dem Asphalt rollen. Immer trete ich in meine eigenen Spuren, die sich drehen wie Uhren im Leerlauf. Gehend bin ich bestrebt, einen Punkt zu erreichen, doch der Punkt wandert immer und eilt übers Schachbrett und ich gehe hinein in mich selbst und hinaus aus mir selbst und so auch mit den Körpern, den vielen, die ich bin, die ich war. Indem ich dem Weg folge, drehe ich mich im Kreis, es drehen sich auch die Häuser und fliehen wie auf Straßen verängstigte Tiere, die sich in klaffenden Löchern im Asphalt wie in Höhlen zu verbergen suchen. Ich lasse im Gehen den Weg hinter mir und alles, was ich von mir abwerfen kann, schaue den Schatten vorbeigehender zu, die sich immer vom gerade vergehenden Moment entfernen. Die Momente, ich nehme sie in meine hohle Hand, fasse sie mit meinen mageren Fingern und halte sie an. Halte auch das Vergehen an. Halte alles an, was sich bewegt und sich anhalten lässt. Ich halte Atome an, Wolken, den Mond und die Sonne, die über den Himmel ziehen. Ich halte den Weg an, versuche dorthin zu kommen, wo ich aufbrach. Halte auch die Passanten an, halte die Autos an, halte die Meilensteile an, die sich auf beiden Seiten des Wegs aneinanderreihen. Müde flüchte ich in ihren Schatten. Jetzt bin ich der ich nicht mehr bin, das, was ich war und was nicht mehr ist. Ich tauche zweimal ins Wasser desselben Flusses und er macht sich mit mir auf, schleppt hinter sich schlafschwere Wellen her und wirft keinen Blick mehr zurück. Ich strecke mich in seinem Flussbett aus, bin mit ihm eins, mit den Steinen und den nacheinander anbrandenden Wellen, die ich aufzuhalten versuche. Ich bin der Ort und die Zeit, die verfließt und über das Ufer tritt. Ich bin die Momente, die ich in der Hand halte, im Licht des Mondes und wieder versuche ich einmal und noch einmal, immer
das Licht vom Dunkel, das Gute vom Bösen zu trennen. Mai citesc o poezie. Și una ultima. Da. Da. Uh-huh. Poemul lacrimilor. Lacrima pe care tu o strivești cu piciorul și lacrimea și lacrima pe care o arzi cu un fier înroșit. Lacrima care ți arde în ochi și lacrima care aleargă pe ape. Lacrima în fața căreia stai în genunchi cu creștetul gol și fața în lacrim, spui, nu există lacrimi fără ochi și totuși tot nevăzutul plânge. Mulțumesc. So, zum Abschluss das Gedicht von den Tränen. Die Träne, die du mit dem Fuß zerdrückst und die Träne, die du mit glühendem Eisen versenkst, die Träne, die dir in den Augen brennt und die Träne, die auf dem Wasser zerläuft, die Träne, vor der du auf Knien liegst, barhäuptig und das Gesicht Tränen überströmt, du sagst, ohne Augen gibt es keine Tränen und dennoch weint alles, was unsichtbar ist. Muito. Merci. Okay. Mulțumesc. Ich wollte mich sehr bedanken für die Lesung von euch, Dan Schoscho, Michita Danilov und den Schwerarbeiter Ernest Wichner, der einige Moderationen hier geleistet hat, aber auch bei den anderen, bei Hans Ruprecht, dem Co-Direktor und den Autorinnen und Autoren des Festivals, den Moderatoren, den Dolmetschern, den Übersetzern, den Menschen, die in Berlin geholfen haben, Maxim Melnik und Hugo Schäuble, aber auch Tatjana Gritnev, die das Finanzmanagement macht. Und ich freue mich sehr, dass es doch gelungen ist, das Festival hier in Bukarest. Es war ja nicht ausgemacht, aber durch das Goethe-Institut vor allem und durch EUNIC, das ist die Vereinigung von Kulturinstitutionen, europäischen Kulturinstituten in Europa, war es doch möglich, dieses tolle Haus hier, das Goethe-Institut in Bukarest. Es hat mich sehr gefreut, dass wir hier sein durften. Vor allem die Technik hat ja total gut funktioniert, die ganzen Livestreamings. Ich danke also auch diese Direktion diesbezüglich. Und und natürlich vor allem, oder nicht vor allem, ja, auch vor allem den Institutionen, die das finanziert haben, die Europäische Kulturstiftung, sitzt in Amsterdam, und die Fondation Jan Michalski, die das Festival schon seit 10 Jahren fördert. Vera Michalski, an dieser Stelle also großen Dank an dich. Und ja, das war es eigentlich, was ich noch zu sagen habe. Ich danke auch dem Publikum, das kam und sah auch digital. Dankeschön. Im Namen des Publikums und der Beteiligten einfach nur noch dem Ulrich Schreiber dafür danken, dass er sich nicht davon abbringen lässt, das immer wieder zu versuchen und immer wieder zu machen. Und ich hoffe, es wird noch ein paar Mal gelingen. Deci, mulțumir și domnului Schreiber, că el nu putea să-și mulțumească în numele tuturor care au participat, în numele tuturor invitaților. Și sper să nu slăbească în efortul ăsta de a continua. Am ajuns la ediția 9, să ajungem la 10, a 11, a 13 și a 21, dar pe vreme de pace atunci. Da. Ciao.